Înregistrează. Se înregistrează ca lumea de tot. Suntem cu Neagige la Sprumie. Acolo e mai greu antesecătăitoarea. Păi vorbim cu morți. Și să vorbești, mă, că ești pe graniță, păteză, dragi, și te găsești. Te ține la 10.000 de eternate. Mai să ne sune el. Dăm un bip. Sună eu. Am fost la Scrumbie și ne-am distrat foarte bine. Trei scrumbi, două seară, pe 8 a... A cât ai mai e? 8 a 5 a 2015 și una de dimineață pe 9 a 5 -a, care este astăzi, 2015. Am intrat și cu barca, dar după ce mâncase scrumbia, am întârziat noi puțin, am intrat mai după masă. Am cumpărat țaparne de 600 de mii, ne-a Gigi tot așa de câteva sute de mii. Avem plumbi, toate mișto. Acum strângem bagajele. M-a rămas cineva cu barca acolo. Suntem la izvoare în pădure. Dar băieții cu barca au făcut super treabă până la ora 2, de la 7 dimineața până la ora 2. Așa, Negi, zi tale. Câte scrumbii ai văzut în barcă prinse la țaparină? La care parte? Așa, să zic așa, la general. Ai văzut? Avea vreo peste 5 kg care și se mănânce aici. 5 kg. Aia 3. Dar bucăți așa, prinse odată. Eu am văzut 5, 3, 4, mă dacă te-ai văzut. Băi, ești de cum ăla avea 35 de bucăți. Nu, odată pe țaparină, când ridica. A, 5. Și ăla mi-a zis că a văzut la unul 6. 6. 6 odată. Ce... Deci nu, dacă spunea ceva nu credea, dar la asta am văzut eu 5. Și a doua oară după alea 5 a luat 2. A luat 2. Da. Am înțeles. Strângem bagajele ca să mergem în zona Pristor. Și ăla care e privatizat, adică are, se ocupă de pescuit, masa face și are barcă tot. Așa. Mi-a zis că unul a luat 6 bucăți odată. Deci 6. Odată. Odată. Înseamnă că trebuie să aveți barcă și după ce aveți barcă să intrați pe șenalul navigabil, 120-150 de metri. Apa a scăzut și brusc. Da, apa a scăzut și brusc. Dumnealui este domnul Ion, fratele meu mai mare, care i-a intrat ceva la călcăi. Merge de sculți prin natură. A intrat nen. Deci la barcă s-a făcut treabă. Dar să dai de la... Îl sunăm pe Marius. Că mă duc să iei așa cu găleata cu a treia scrumbie, că două le-am tăiat, le-am dat cu sare. Păi așa, uite, filmăm vapoare. O să arătăm scrumbiile prinse de noi. Aici e un vapor mare și frumos. Ce bărcuța lui Neion la apă. Am intrat, am reușit cu buzile să intrăm pe șenalul navigabil. El este Neaion în carne și oase. Ia uitați-l în acțiune aici. Ușurel Neaion. Te văd băieții de la Budeasa. O să mergem într-o altă zonă de pescuit. Deci cam pe la ora 30 la izvoare n-am mai mers nimic. Adică, îmi cer scuze, mai era un băiat singur care păcălea scrumbile foarte bine din barcă, cam pe unde e barca aceea galbenă, vedeți cum e îngurată? Și le pot trece pe lângă ea. Noi n-am avut nici ancoraj, am fost la cineva, acum trebuie să-l ducem înapoi. A, un lucru important, să vă arăt ce ancoraj vă trebuie aici la barcă, dacă intrați. Deci cu barca aceasta pneumatică, fără motor, n-am intrat. Neaion a fost conducătorul și acum să vă arăt ancorajul. Cum arată? Arată o ancoră de dreapta. Nu știu câte kg are, dar câte estimezi? Vreo 15 kg? Are 25 de kg, uitați. Cu doi craci așa, sudați. Fac un crac și fac un crac. Hai să țin eu. Aolea, ca să vedeți. Parcă sunt două coarne de capră, dar puse invers.
da? Și aici în cap, aici vă arăt un secret. Ia. Aici în cap este un inel așa. Un inel prins două bare, da? Inelul ăsta. Cum se prinde și în capătul celălalt, coarnele. Să merg și eu să iau, strumbia, că nu știu ce mai facem noi la pistol. Dacă ajungem cu bine și merge și strumbia. Aici a scăzut apa foarte mult. Plajă până încolo. O să iau încălă. Să vă arăt și altă invenție. Unor prieteni au vrut să intre pe șenal cu patru cărămizi legate. Și noroc că i-am mai prins o barcă pe încolo, că se ducea un curentul indiciat de vale. Nu vă riscați. Noi ne-am împrumutat la un vecin aici, la o casă cineva. Domnul Ionuț. Și partea cum se cade ne-a dat ancoraj aici. Sier. Partea aia e Serbia. Frații noștri sârbi. Partea sârbă și în partea dreaptă acolo sunt porțile de fierbe. Trebuie să scol și eu scârbia asta. Hai să pun camera acum. Să leg aici. Aventuri pe la izvoare pe aici. Desea, da. Barcă cu motor, frate. Și pe șenal direct. Și de la ora 7 dimineața. Eu aseară am fost crescut, apă, și-n dâmbul ăsta în loșul aici. Două scrumbii, am mai scăpat una. Dar trebuie să mai ieși mă rog. Și mi-a lăsat găleata aici. E singura mea scrumbie care trebuie să spun. Mai am două la care le-am făcut și procedura. Bă, și astea ore, cele de-aseară le-am spălat. Vedeți? Am pregătit total. Mai că n-am noroc la scrumbie. Asta este o scrumbie. Vedeți? Așa arată o scrumbie. Am curățit-o aici, am dat sare. Asta cam de dimineață. Și acum trebuie să o spăl frumos. Mai dau a doua oară sare. Uite, și-a lăsat apă. Se vede jos acolo. Cuțitul ăsta. O să pun peste celelalte. Să vă arăt. Apoi strângem bagajele și plecăm către pistol. Să vedem și pe acolo. Treaba bună că ce să ia. Merge, domne, după mal că ia pe adâncă. Merge, domne, hai, domne, la pe adâncă. Vede camera ce e la pristă. Adevărul e că suntem la 860 ai. La izvoare n-am dat niciodată, eu am dat mai sus. Maros ne-a recomandat niște țaparne la care scârge sunt foarte mici. De 14, ce se faci cu 14? Că mi-a dat, mi-a scăpat și... Ala. Ne-a scăpat și ne-a lăsat să ne alegem noi de capul nostru. Adică să facă vânzare omul. Noi îi mulțumim oricum. Dar n-avem ceva ce pe el, poate la Bima. Așa mă, ne-a. Suntem la 860. Să nu ziceți că bag ioniale. Suntem? Suntem. Așa. Să nu-i stălica în curajul acum, să bag Cristo. Trebuie să-l lăsăm la domnul parca la uscat. Stai parca la uscat aici. Așa mă ne zici. Toate bune și frumoase, da? Ce spun, nu ne merim să ajungem acolo? Aia, a nimerit el vorbul brăi, dar nu ne merim noi. Asta e, măi. Bagă suica. Suica am băgat. A recuperat-o. Și am fost la pe aia, da, rapid, da, dar am fost agent de poază. Plec cum așa, te iau târiș. Nu, mă, ne zici că făceam treaba, mă, două încolo. Uite, s-au ajuns. Am pus scrumbie. Vezi că se înregistrează, mă, ce miroase scrumbie. Și am comandă 10 kg. Ia uite ce frumoase sunt. Lasă-le așa, mă, mâine tot degeaba să te iași. A, ce? A? A, și da. Tot degeaba. Păi după malul nu-i nimic. După mal nu știu, zero, toate clare,
Uite, asta e a doua procedură dată cu sare. Două bucăți, să ne ziceți că eu bag în ele. Dacă aveam mai multe, vă le arăta. Le Gigi e martor. Hai mă, bă, și dacă era... Ah, și m-am scăzut în țări! Oh, no, m-am mătit! Asta nu ne-a terminat în țări. Sunt țări ca la nebune. Ce, gata, plecă. Deci dacă... Dacă era... Bine.